Ajuns la cea de-a patra ediție, concursul Se caută un actor s-a bucurat de o prezență numeroasă din partea copiilor. Emoție, talent, joc scenic și multă voie bună, toate acestea s-au reunit pe scena Centrului Cultural, unde aproape 100 de elevi și-au pus în valoare talentul artistic. Au venit la Slatina participanți din 5 județe ale țării, avem la secțiunea scenetă 20 de momente și la secțiunea de monolog 22 de momente. A fost într-adevăr o bucurie pentru noi să vedem atâția participanți înscriși la concurs. Scopul concursului este acela de a găsi copii talentați, pasionați de teatru și dascălii care doresc să pună în valoare acest talent al lor, al copiilor. Juriul a avut o misiune grea. În cele 7 ore de concurs, pe scenă s-au derulat 10 de scenete și monologuri. Marele premiu a revenit trupei Roberto de la Centrul Cultural Pitești. Tot în acest weekend au avut loc mai multe concursuri organizate de Palatul Copiilor Adrian Băran, Cupa Prieteniei la tenis de câmp și o altă competiție dedicată pasionaților de radiotelegenie și electronică, precum și Fit Kid și o competiție adresată gimnaștilor.